Puternic informat. O resursă pentru clasa 8-a. A fi puternic informat depinde nu doar de mesajele pe care le avem, mesaje scrise, vorbite, fizice sau digitale. Deși știai că informația dintr-un mesaj are o unitate de măsură? John Wilder Tucky a denumit-o bit. Dar a fi puternic informat depinde și de modul în care mesajul pleacă și ajunge la destinație. Astfel, mesajul pleacă de la o sursă, cea care îl produce, sursă ce poate fi profesorul de la clasă, un grup de prieteni, o carte, o pagină de internet. Mesajul este apoi transmis sub formă de informații, cum ar fi undele sonore, spectrul de culori, senzațiile la atingere, gust și miros. Folosind diferite canale de transmitere, aer, apă, fibră optică sau altele, receptorul va primi aceste informații folosind ochii pentru a vedea, mâna pentru a atinge, urechea pentru a auzi sau diferite alte mijloace tehnice. Iar la destinație, fie el o ființă sau o mașinărie, mesajul va fi recompus sub forma în care a fost trimis. Iată că a fi puternic informat nu ține doar de mesajul în sine, ci de o mulțime de alți factori. Iar atunci când unul dintre acești factori nu funcționează corect sau este bruiat, putem spune că nu suntem puternic informați. Să luăm un exemplu. La magazin, cititorul codului de bare momentan nu funcționează. Cum vei ști cât costă această sticlă? Notează răspunsul tău în caiet. Să luăm un alt exemplu. Profesorul de istorie trimite pe grupul clasei o poză cu proiectul de final de an, dar toată ziua tu nu ai avut semnal la telefon. Cum vei ști ce ai de lucrat? Notează răspunsul tău și la acest ultim exemplu. Ai primit un mail în care te anunță cineva că ai câștigat o călătorie în jurul lumii, dar firma care a trimis mail-ul îți este necunoscută. Vei începe să-ți faci bagajele deja? Aceste exemple arată că la fel de bine putem fi puternic dezinformați. De aceea, a fi puternic informat înseamnă a verifica dacă mesajul și toți factorii implicați în transmiterea lui sunt corecți, de încredere, înainte de a acționa, a lua decizii, a forma opinii sau a aduna cunoștințe.